Salutare, sunt Nicolae Unțiu de la One IT și astăzi purtăm o discuție cu Cornel Popescu de la VIM. Salut, Cornel! Salut, Nicu! Suntem la conferința VIM Partner Summit 2023 în România, în care au fost invitați foarte mulți experți din domeniul IT și am discutat foarte mult legat de tehnologie IT, de backup și multe tehnologii IT. Cornel, ce poți să ne zici despre această conferință, despre acest summit? Este o conferință care mie îmi place foarte mult. Personal sunt la 8-a ediție. Îmi place foarte mult că ne întâlnim cu partenerii noștri, cu alți vendori, cu specialiști și discutăm probleme, zic eu, importante, reale, cu ce ne confruntăm astăzi, care sunt riscurile, ce putem face pentru a avea un IT care livrează servicii, care nu este... Exact, da. Care suportă un business. Da. Bun. Cornel, ce poți să ne zici despre securitatea datelor în business? Cât este de important această securitate a datelor în business? Noi suntem o companie care activează, dacă vrei, în scopul protejării datelor. Pentru noi e esențial ca datele unei companii să fie protejate. Pentru asta putem face backup, replicări, să păstrăm copii ale datelor. Încercăm să avem niște strategii care să ne ajute să recuperăm datele în orice situație, orice s-ar întâmpla. Și asta pentru noi este, dacă vrei, business nostru. Să ajutăm pe alții să poată opera, să poată funcționa și să nu aibă pierderi de date, de bani, da, business, da. Să închidă operațiile. Există un risc, într-adevăr, mare pe acest lucru și în special în România, pentru firmele din România, de pierdere absolut, de date? Absolut. O foarte bună întrebare. Sincer, mă bucur că ai pus întrebarea asta, pentru că vedem nu numai în România, la nivel mondial, dar și în România, o creștere foarte mare a atacurilor de tip ransomware. Exact. Dacă în urmă cu ani de zile vorbeam de pierderi de date întâmplătoare, diverse accidente, fie că vorbeam de defecțiuni hardware sau greșeli umane, astăzi cel mai comun dezastru care duce la oprirea serverelor, a serviciilor, a aplicațiilor, sunt atacurile cibernetice. Noi suntem, cum spuneam, un vendor care ajută la protejarea datelor, încercăm să le ținem în siguranță, să putem restaura în orice situație și, în principal, să ne adaptăm, practic, strategiile, tehnologiile și la atacurile cibernetice. Evident, nu le putem ignora. Vrem să fim partenerul de încredere care, dacă ajungi în această situație, nimeni nu și-o dorește, dar dacă ajungi acolo, să putem întinde colacul de salvare, să poți recupera și să poți deveni din nou operațional. Exact, exact. Sunt anumite firme expuse mai mult riscului de a pierde date? Adică sunt ceva firme care ele sunt expuse mai mult, iar altele mai puțin? Eu n-aș spune că există o astfel de... Aș putea spune că, din experiența proprie, vedem companii publice și private atacate în egală măsură. Vedem companii mari sau companii mici atacate în aceeași măsură. Deci nu există o diferență din punctul ăsta de vedere. Vedem însă atacatori foarte buni, care reușesc să pună jos niște sisteme foarte performante, sau vedem atacuri cibernetice care generează, dacă vreți, unui client care aproape nu se protejează deloc, nu știe ce să facă, intră, dar nu știe ce să facă. Da. A spune, această plajă a atacurilor e extrem de variată, e extrem de diversă, dar ce observăm este că, ce știm este că atacurile astea cibernetice au ca scop capturarea datelor. Practic, exact. Ca și cum e o static și mulți atacatori se duc acolo unde o staticul e valoros. Exact. Pentru că au... Să ceară bani. Să ceară bani. Da. Și de obicei recompensa se cere în criptomonedă, astfel încât să nu poată fi urmărită, exact. Să nu poată ajunge la cel care încasează banii. Și vedem o corelare directă între
creșterea asta foarte mare a numărului de atacuri și cu faptul că sunt de succes, ca urmare, exact. Dacă fac bani din chestia asta, vor tot încerca și poate la alte companii sau mâine, chiar dacă e succes la o companie și primesc recompensa, mâine nu e nicio garanție că nu încearcă din nou și cer altă recompensă. Da. Deci nu e o garanție dacă clientul plătește că primește și datele. Nici asta. Vedem chiar un număr foarte mare, aproape 30% conform unui raport. Wow, 30%? Făcut de noi. Din cei care plătesc recompensa, sunt în situația în care nu pot recupera datele și singura lor alternativă este să plătească recompensa. Vedem că 30% din cei care plătesc recompensa nu reușesc să decripteze înapoi datele, pentru că atacatorul pur și simplu fie nu vrea, fie nu poate să... Denotat asta, 30% nu reușesc să recupereze datele. Ok, și Cornel, ce recomanzi efectiv firmelor? Ce trebuie să facă? Sincer, să nu ajungă în impostaza aceasta de a umbla să recupereze datele. Ce recomanzi firmelor? Eu aș recomanda, în primul rând, sunt câteva lucruri care le puteți face astăzi, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Exact. În primul rând, să încercați să discutați cu cineva care are cât de cât habar, să spunem. Sau să vă puneți în situația în care să nu fie lasă că mie nu mi se întâmplă, ci să vă puneți real problema ce aș face dacă se întâmplă chestia asta. Noi putem ajuta, partenerii noștri pot ajuta, pot face recomandări, dar e important ca, de exemplu, un backup să existe. Dacă astăzi nu facem un backup, exact, mâine nu avem din ce să recuperăm. E important ca acel backup să fie, cum spunem noi, inamovibil, imposibil de șters, de modificat. E important să fie și în altă locație, ca să putem recupera eventual în altă locație. Sunt o serie de lucruri care pot fi făcute și în funcție de necesități și de valoarea datelor, pentru că fiecare are dă valoare datelor. Dacă o companie face $1,000,000 pe zi, și cu folosind sistemele astea IT, dacă ele nu sunt disponibile, vor pierde acel exact, milion. Exact. Ca urmare, valoarea lor e diferită, ca urmare, dacă vreți, bugetul pentru protecția datelor poate fi diferit. Și atunci, dacă avem niște resurse, putem să facem diverse tehnologii. Dar e important să înțelegeți că astăzi este... trebuie să acționăm astăzi, că mâine poate fi prea târziu și e important să discutați cu cineva, să vă puneți real problema. Exact. Chiar dacă nu faci poate 1,000,000 de euro pe zi în business-ul tău, dar poate faci, nu știu, 1,000 de euro sau faci 5,000, 10,000 de euro. Ce se întâmplă dacă de mâine nu mai poți să faci acel rulaj, nu mai ai datele de business? E foarte important să ne punem această întrebare înainte să o pățim, să zic așa. Cornel, ce poți să ne zici despre regula 3-2-1? Foarte bună întrebare, mă bucur că ai pus întrebarea asta, Nicu. Este o strategie pentru protecția datelor. Noi recomandăm să avem 3 copii ale datelor, 2 tipuri de media, o copie off-site și, dacă se poate, una inamovibilă. Deci 3-2-1 pentru a putea recupera în orice situație, orice s-ar întâmpla. Evident, o să spuneți, dar nu e suficient să am doar 2 copii. Păi da, dar dacă copia mea a fost compromisă, producția, singurul backup este într-o locație care poate nu o pot accesa pentru că s-a oprit curentul sau s-a întâmplat altceva, sunt din nou în imposibilitate. Deci să am 3 copii, 2 tipuri de media pentru a evita un risc asociat cu un tip de media, cum ar fi flash sau discul rotativ sau benzile magnetice. Deci avem 3 tipuri de media disponibile, dar trebuie să folosim 2 dintre ele. Riscul asociat cu un tip de media să fie eliminat în felul ăsta și o copie off-site sau, cum spuneam, inamovibilă, offline, neconectată la rețea, astfel încât să avem siguranța că dacă se întâmplă ceva, vom putea folosi acea copie dintr-un alt locație, din inamovibilă sau off-site, pentru a fi, pentru a avea recuperare cu succes și sistemele funcționale. Acest inamovibil, ce înseamnă de fapt? E un termen un pic mai dificil în limba română. Așa în este. În engleză sună un pic mai bine. Inamovibil
Aș putea, eu vă spun că am încercat să-l găsesc în Dex, există inamovibil ca termen juridic atunci când vorbim, de exemplu, de un judecător inamovibil care nu poate fi schimbat. Schimbat, da, există în juridic, da. Așa. În Dex a apărut și cuvântul imuabil, care este de la englezescul immutable. Mie personal îmi sună un pic mai straniu, imuabil, însă inamovibil poate fi cumva împrumutat din în esență înseamnă imposibil de schimbat, de mutat, de șters. Este exact ceea ce ne dorim noi cu acel backup, acea copie care o facem să nu poată fi ștersă sau criptată sau luată și ea o static de către un atacator în cazul ransomware. Exact. Și vestea bună este că Vim are această setare. Avem o serie întreagă de tehnologii pe care le putem folosi. Evident, noi recomandăm ca să existe această strategie 3-2-1, să urmăm, să avem cele trei copii, două tipuri de media, o copie off-site, o copie inamovibilă și vă garantăm, putem garanta că vom recupera datele în caz că se întâmplă orice, inclusiv ransomware. Super. Și cred că mai merită ceva spus pentru clienții premium care își doresc garanția faptului că da, bine, mi-ați promis că și atunci când am ransomware o să recuperez datele, putem oferi garanția faptului că plătim noi recompensa dacă produsele noastre nu reușesc să recupereze așa cum am promis. Deci în caz că cineva atacă... Perfect, garanție 100%. Da, plătim noi recompensa astfel încât atacatorul să ne poată... Bineînțeles că nu ne dorim să plătim vreodată, ca urmare avem încredere că produsele noastre sunt o să-și bune. Facă asta de fapt și... Da. Super, uite, foarte bune idei. Cornel, zi-ne, te rog, un ultim sfat, ca și concluzie, la ce trebuie să fie atente firmele ca să-și protejeze datele de business? Ce este foarte important, Cornel? Să aibă o strategie... cum ar fi 3-2-1, să aibă o acțiune astăzi pentru a putea să aibă o copie, pentru a putea să fie sigur că mâine vor putea recupera date, că au un plan pe care evident ar trebui să-l testeze, să aibă o serie întreagă de să discute cu noi sau cu rețeaua noastră de parteneri, cu partenerii noștri care au experiență, care pot face recomandări, care pot ajuta în implementarea unor astfel de tehnologii și evident să aibă încredere în produsele noastre. Noi avem garanția, oferim garanția asta că o să vă placă tehnologia, e ușor de folosit, o să vă ajute și e important ca lucrurile astea să le faceți înainte să se întâmple. Când s-a întâmplat, e prea târziu, din păcate. Corect. Asta e cel mai important. Să îți protejezi datele de business și să iei măsuri înainte să ai nevoie. Cornel, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile la aceste întrebări și pentru sfaturile pe care ni le-ai dat astăzi. Mulțumesc cei care ne urmăriți. Rămâneți în continuare alături de noi. Urmează în continuare multe sfaturi legate de partea de tehnologii în business. Salutări, o zi bună! Salutări!